crucea de la târg, un boier îi ia râs. Măi, păcală, cât costă la piață un prost ca tine? Că mi-aș cumpăra o perete. Se vindea și proști, zise păcală, dar nu au preț mai mic. Un prost abia ajungea la 100 de lei, dar un boier așa mare și gras ca tine cumpărai și pește 200. Haideți să ne amintim de meteorologia populară.
ce semne putem observa apropierea primăverii. Se va încălzi dacă asuda terestrele de la casă. Soba trage fum. Fumul din hojac se împrăște în desordine. Pe gheața râului apare apă. Carul se curcă pe zăpadă. Cârtuna la sfârșitul iernii se așteaptă vânturi puternice. Văd că tuturor mi s-a făcut dor de primăvară. N-ar fi rău să ne amintim de jocurile pe care le întâlnim pe câmpii, pe limașuri. Organizarea acestei șezături. Vă dăm voie plăcută în continuare și să ne mai întâlnim.
moldovenesc, după șezătoare, vă invităm la plăcințele și vorbă caldă. Dragi elevi, stimați oaspeți, vă fericit cu prilejul sărbătorilor de iarnă, vă doresc sănătate, liniște, pace în suflet, fie ca zâmbetul să nu vă dispară niciodată de pe buze, iar pe ochii femeii să nu-și facă niciodată cuib lacrima. Vă doresc o car de noroc și corabia vieții să vă ducă la limanul fericirii, numai bine și un Crăciun fericit. Vreau să mulțumesc bunicuții care au fost astăzi prezente, mulțumim din suflet. Mulțumim colegilor care s-au avut o părăbdare și ne-au ascultat cu mare dragoste. Vreau să mulțumesc părinților pentru susținere, pentru colaborare, pentru implicare și să știți că sunteți un exemplu în toate.